Salut, sunt Lucian Viziru și te aștept pe canalul meu care se numește Familia Viziru. Linkul îl găsești în descrierea de mai jos. Sper să ne vedem în curând. Bye bye. Medalioane, nu vrem să mergem și noi astăzi până oraș la magazine din ala de ciucăleți? Nu pot, Roza. Învăț. Toată ziua, nu? Și toată noaptea. Așa o să fie până la examen. Păi și orice o să fac, mă, medalioane? Și gătește și tu ceva de făcut, vorbește cu mama. Nu pot, medalioane. Are treabă și nu vreau să o enervez. Ce faci, mă? Mă uși la desenele astea. Uite ce frumoase, colorate. Astea sunt planșe, Roza, nu sunt desene. Dar e frumoasă, mă, ia uite aici ce trompe are. Auzi, nu vrei tu să îmi faci o cafea? Hai, du-te. N-avem. Du-te și găsești o cafea. Hai și spune-le tuturor să nu mă deranjezi. Hai, pa. Aolo, ce frumoasă sunt! Sunt frumoasă cu foc! Așa de bine cum ești. Ia-o cheia după mine. Ce stai acolo așa ca o faptomă? Ce vrei? Niște cafea ca noastră s-a terminat. N-am. Pentru medalion. Aduc acum. Ține. Zici că-l iubești, ai? Capă ochii din cap. Păi atunci trebuie să-l descântăm, nu putem să-l lăsăm așa. Și dacă n-o să mă mai iubească după aia? Dar nu poți să-l ții o viață așa, trebuie să iei vraja după el. Altfel n-o să ai noroc în viață. Te pedepsește Dumnezeu și Maica Domnului. Hopele! Că mă disperi de creier! Ce vrei? Ce vrei? Ce zici? Ce pierd? Fă, du-te și cheamă-l pe medalionul! A zis să nu-i deranjeze nimeni! Pune-i să fie acu, că moare purădela lui ăsta! Haide, dacă dată! Și tu mergi cu mine, haide, ciocul mic! Vreau să văd și eu, haide, taci! Ia, medalion, ți-am adus cafea cu mere cum îți place ție. Mersi. Ce faci, mă, bea, că n-am făcut drumul de pomană? Așa vezi. Vezi că m-am întâlnit cu mama Sufina și mi-a zis că e un copil bolnav ușor. Cine e, Luca? Cum ați putut să puneți, mă, nume de curvă la copil în șatră? Roza, nu eu i l-am pus, părinții ei l-au pus. E rău? Da, dar unde să știu? Ci că au răcăit toată ziua. Ce faci, medalioane? Ce faci, mă? Nu mai înveți acum? Înțeleg că pentru copilul ăla te dai jos de păcăți. Și pentru mine, de să stau toată ziua, uite așa, să frec menta. În casă și în curte. Medalioana, mergem la papuci. Mergem la papuci, că dracu te ia. Bă, dar cum te-am învățat? Apucă, zdravă, încoam în două mâinile, că nu te mușcă. Hai mai repede. Ce căuta fandoxita la noi? Păi ce-ți pasă ție de fandoxita aia? Tu vezi, îți dă familia ta. Haide, scutură, că băiatul meu nu se culcă cu păturile nescuturate. Da, e grele și e frig. Păi, tu vrei să ai casă bună cu medalion? Dar-l iubesc. Păi, iubirea nu ține bărbatul lângă tine. Ascultă la mine. Dacă nu-i gătești, dacă nu-l speli, dacă nu-i faci plozi, ești bună de aruncat. Haide, ia și scutură singură și vezi să nu o scapă jos.
Păi, te-ai mai gândit la ce-am vorbit, tără? Ce te furișezi fa așa ca hoții? Că-i fi borțoasă și te tem să nu lepezi plodul. Auzi, fă, dacă află Spania ce-ai făcut, să știi că nici coadele astea nu rămâne de tine. Că și așa e schiloadă ca dracu. De unde poate să afle decât de la o vrăjitoare bătrână ca tine? Dacă sufli vreo vorbuliță despre medalion, jur că chem toate duhurile rele să te bântuie. Nu să mai dorm noaptea de frică! Ai pe necurat-o în tine, Doamne, măiculița Domnului, pupați-și ție tălpișoarele, apără-ne și păzește-ne de rău. Ai pe necurat-o în tine, pum! Mă bag și eu seama. Tot nădejdea ta. Rozo, hai, dă-mi cartea aia, că mai am de citit. Mă gândeam că poate ți-a fost și ție dor de femeia ta. Recunoaște că arăt mai bine cam puzele alea, în care stai toată ziua cu nas. Să-ți readuc aminte cum arată o pictură? Hai, bondarelul meu, că vreau să mă țin. Hai, te rog, frumos, mai am de citit. Soacra mea asta să joacă cu focul. O să-mi ție mie cu ce fac și unde mă duc. Rosu, să nu te-a pus să-i faci prostii de alea din ochi, știi tu? Lasă-o, fă treacu, pe ce că am plecat de lux și m-am dus la coada vacii. Are vaci? Are, pe dracu. Are o murtoagă de cal și aia era să dea ortul popii. Da. Ia zi, unde-i mămica? Ah, mămica? Fă, știi unde e mămica? Mămica îl pândește pe tăticul, dar știi de ce? Noi credem că tăticul a luat-o razna. Se duce sus la tutierii în mansardă și zice că sunt fantome acolo așa. Cum, fă, fantome de alea vii? Fă, fantomele sunt moarte. N-are cum să fie moarte, fă, sunt vii, că am văzut eu într-un televizor de ăsta. Avea ochii așa deschiși. Ei, stai că-ți mai zic. Nu numai că credem că tăticul e dus cu capul, da, să mă vezi și pe mine, că și eu aud niște scandaluri de-alea ciudoase sus acolo. Știi ce m-am gândit? O fi murit ieri și s-a întors în formă de fantomă și tăticul vorbește cu el. Hai, fă, că nu știe tăticul vorbește cu fantomă. Fă, bă, ce nu știe tăticul nostru că e șmecher tăticul? Fă, ți-a zis ea tăticul că a murit ieri? Da, ce mai ți-ai gândit așa la maimuță? Hai, fă. Dar ce ai acum? Nu mă simt bine, fă, mi-e un pic rău. Mă, tu s-o chem pe mămica. Stai, fă, acela, că poate leșin. Nu vreau să cad în pas și să mă lovesc la cap. Hai că ți-adun niște apă rețe să te străpesc de așa. Ce faci, pleci? Mă duc până la mămica. Pe dor de ei. Păi, dar unde pleci tu așa gătită? Mă duc până la mămica, că mi-e dor de ei. Da, păi nu i-ai mai văzut de-aseară. Ia, du-te tu și spală rufele lui medalion, că s-a adunat acolo o grămadă. Medalioane, deci vreau să vorbesc cu tăticul, să-mi dea bani și să cumpărăm mașină de spălat. Păi, medalioane, tu auzi pe asta? Bate câmpii! Păi cât să nu mi se mai supună, mă? Da, mamă, gata. Roza, vină aici. Dacă ți-e dor de ai tăi,
Te duci liniștită, dar nu le cer bani. Sunt în stare și eu să-mi întrețin familia, da? Am înțeles? Da. Bine. Hai că te duc eu în oraș, că oricum am treabă până la spital. Hai! Salut, mama! Ba, dar gata, vă, nu mai băga și pâine acum. Ia că ți-am adus niște plăcinte de-astea cu mere. Ia le fă de aici, ia le de aici, că le borosc. Fă de ce plăcea astea? Că te bătea turcii la gura ta pe ele. Ia le fă, ia le, ia le de aici, ia le că pe greață. E, da, bine, na, na. Rozo. Aolo. Tu ești gravidă. Cum să fiu fă gravidă, că-s măritată de 3 săptămâni. Rozo, păi tocmai asta ziceam. Tu-i fi gravidă și copilul o fi negru. Oh,